Bună seara! Am decis să organizez această conferință de presă odată cu votul dat de Parlamentul României ieri, votul prin care a fost învestit cabinetul pe care îl conduc. Începând de ieri, există un guvern cu puteri depline care are capacitatea de a lua în continuare toate deciziile care se impun. În toată perioada de interimat, guvernul a funcționat cu toată capacitatea și a folosit toate instrumentele pe care le-a avut la dispoziție pentru a se lupta cu epidemia de coronavirus și pentru a asigura buna guvernare a României. În acest sens, este suficient să vedem datele privind evoluția numărului de cazuri în țări europene. De exemplu, în data de 26 februarie, când în România era un singur caz, în Austria erau două cazuri, în Spania erau două cazuri. Comparativ, în data de ieri, în România erau 123 de cazuri, în Austria erau înregistrate peste 500 de cazuri, iar în Spania erau înregistrate 4.221 de cazuri. Faptul că în România răspândirea virusului s-a realizat mult mai încet, iar numărul de cazuri diagnosticate este încă relativ mic, din câte din informațiile pe care am, este vorba de 139 de cetățeni români care sunt diagnosticați cu acest virus, este cea mai bună dovadă că toate măsurile pe care le-am luat au fost măsuri eficiente și care, chiar dacă au părut severe la momentul la care le-am luat și au fost criticate de multe ori, au produs rezultate cât se poate de bună. Odată cu votul de investitură, prin care guvernul și-a recăpătat toate atribuțiile, avem posibilitatea să emitem acte normative cu valoare de lege, ordonanțe de urgență și alte categorii de acte normative. De asemenea, suntem în deplină capacitate de exercițiu și vom folosi această capacitate de exercițiu pentru a continua măsurile care se impun pentru a reduce cât mai mult posibilitatea infectării cetățenilor români cu COVID-19. Deja în Comitetul pentru Situații de Urgență au fost luate măsuri care sunt extrem de importante. După cum ați fost informați, din toate țările în care există un număr de peste 500 de cazuri, se va institui obligația intrării în izolare la domiciliu a cetățenilor care vin din aceste state. De asemenea, pentru toți cei care vin din zone în care este instituită carantină, se va lua în mod obligatoriu, odată cu intrarea în țară, instituirea măsurii de intrare în carantină pentru toți cetățenii care vin din astfel de zone. De asemenea, am luat măsuri pentru a îmbunătăți capacitatea de acțiune a diferitelor instituții ale statului care sunt implicate în acest efort de reducere a posibilității de răspândire a virusului. Sigur că, deși numărul de cazuri comparat cu alte țări arată faptul că am luat măsuri care au avut efecte favorabile, începând de acum, limitarea răspândirii virusului va depinde în mare parte de un comportament responsabil al fiecăruia dintre cetățenii români. Vă cer să respectați toate recomandările care sunt formulate de specialiști
de medici epidemiologi, de reprezentanții Ministerului Sănătății, care sunt transmise prin intermediul unor informații și anunțuri de utilitate publică. Este foarte important pentru reducerea riscului de contaminare a altor cetățeni, ca orice cetățean român să respecte măsurile care se iau. Măsura carantinei, măsura izolării la domiciliu. De asemenea, chiar dacă viața trebuie să se desfășoare normal în continuare, căutați să respectați recomandările formulate, care sunt foarte importante pentru a vă feri dumneavoastră de infectarea cu COVID-19 sau pentru a elimina riscul de a infecta pe alții în cazul în care sunteți purtător al virusului, măsuri care țin de menținerea unei relații sociale care să-i protejeze pe ceilalți, respectarea unei distanțe, evitarea unui salut foarte apropiat, strângerea de mână sau îmbrățișarea. Știm foarte clar că suntem un popor care este foarte cald, foarte afectuos și care suntem obișnuiți cu efuziune afectivă atunci când ne întâlnim prieteni, rude. Va trebui să ne manifestăm afecțiunea, prietenia de la distanță. Va trebui să respectăm toate celelalte indicații care sunt stabilite și transmise pe toate canalele de comunicare, astfel încât să existe un risc cât mai mic de contaminare. Sigur că urmărim cu mare atenție evoluțiile din economie. Din păcate, această epidemie are un efect negativ asupra multor domenii economici. În cursul săptămânii trecute, la inițiativa președintelui, am constituit un grup de lucru care să analizeze impactul economic al epidemiei și care să pregătească o serie de măsuri necesare pentru a susține toate domeniile economice care sunt afectate de epidemie. Este clar că în domeniul transportului, atât rutier cât și de marfă, în domeniul industriei ospitalității, hoteluri, restaurante, cafenele, în domeniul publicității, al organizării de evenimente, ca și în alte domenii, impactul epidemiei este foarte mare și guvernul este pregătit în cursul săptămânii viitoare, printr-o consultare amplă a partenerilor sociali, atât a patronatelor, cât și a sindicatelor, să adopte măsuri rapide pentru susținerea companiilor din domeniile afectate și pentru susținerea angajaților care lucrează la aceste companii și care riscă să aibă de suferit de pe urma reducerii drastice a activității. De asemenea, vom face în continuare analize, studii de impact, vom urmări cu mare atenție evoluțiile pe fiecare domeniu, astfel încât să adoptăm oricând este necesar măsuri care să poată să vină în sprijinul susținerii acestei zone care este afectată de economie. Solicit către toți angajații instituțiilor statului să fie pe deplin mobilizați, să susțină toate măsurile care sunt adoptate de guvern, iar către mediul privat să fie extrem de dispus spre dialog, spre cooperare, spre adoptarea celor mai bune decizii, pentru că noi ne dorim ca guvern să adoptăm cele mai bune soluții care să permită mersul înainte al economiei. Economia trebuie să funcționeze. Economia este fundamentală. Ea trebuie să meargă în condițiile în care sunt date cât mai aproape de normal, pentru că reducerea impactului negativ al epidemiei în economie trebuie să fie un efort conjugat atât al autorităților, cât și al mediului economic, cât și al angajaților.
Aș vrea să spun câteva cuvinte despre anunțul președintelui privitor la declararea stării de urgență. Din păcate, am văzut foarte multe informații difuzate în mod irresponsabil despre eventualele măsuri care ar urma să fie adoptate în cadrul stării de urgență. La solicitarea președintelui, am cerut fiecărui ministru responsabil care are nevoie de măsuri speciale care să fie introduse în planul de măsuri aferente decretului prezidențial prin care se instituie starea de urgență, să vină cu aceste măsuri și vreau să încredințez cetățenii români că vom lua doar acele măsuri care sunt absolut necesare. Am să vă dau numai câteva exemple. Se știe că e o nevoie acută de materiale, de echipamente, de substanțe, de medicamente, echipamente de protecție, pentru care există în momentul de față o dificultate foarte mare în obținerea lor, datorită cererii crescute din partea tuturor statelor pentru astfel de materiale. Avem nevoie de proceduri de achiziții rapide, imediate, prin negociere directă, de fiecare dată când avem posibilitatea de a încheia contracte prin care să obținem astfel de produse, de echipamente, care sunt absolut necesare pentru funcționarea întregului dispozitiv care se luptă împotriva acestui virus. De asemenea, avem nevoie de măsuri care să întărească toate instituțiile care sunt în prima linie a bătăliei. Întărirea direcțiilor de sănătate publică, întărirea tuturor structurilor din cadrul Ministerului de Interne, întărirea capacității spitalelor de a primi pacienți și de a furniza serviciile de sănătate care sunt absolut necesare. De asemenea, o altă măsură care este posibil a fi luată, sigur va fi luată numai după un studiu foarte atent, este măsura de a limita creșterile prețurilor la medicamente și la astfel de produse care sunt foarte căutate în momentul de față, pentru a nu permite o speculă cu aceste produse și există această posibilitate de a plafona prețurile la anumite produse absolut necesare, cum sunt măști, cum sunt mănuși, echipamente de protecție, dezinfectanți, biocide și alte categorii de produse. Orice măsură care va fi inclusă în cadrul stării de urgență va fi o măsură pe care noi o vom considera absolut necesară și vom încerca să limităm la maximum eventualele drepturi și libertăți care să fie afectate în cadrul stării de urgență. În fine, dați-mi voie, înainte de a mă pune la dispoziția voastră cu răspunsuri la întrebări, să vă spun câteva cuvinte despre starea în care mă găsesc. Am fost contact, în conformitate cu ancheta epidemiologică, al unei persoane care a fost diagnosticată pozitiv. Știți foarte bine, este vorba de senatorul Virgil Chițac. Chiar dacă mi-am făcut analizele și rezultatul testului este negativ, adică sunt sănătos, în conformitate cu regulile stabilite, am obligația de a sta în izolare o perioadă de 14 zile de la momentul în care am avut contact cu persoana diagnosticată pozitiv. Am decis să stau în stare de izolare într-o clădire oficială administrată de REAPPS, deși aș fi avut posibilitatea să mă izolez acasă alături de familia mea, am decis să mă izolez în această reședință doar din cauza faptului că această reședință îmi permite să-mi exercit integral prerogativele de premier,
și am ales această formă stând departe de familia mea. Chiar dacă voi sta în perioada de izolare, practic în această locație am toate cele necesare pentru a îmi exercita în deplină capacitate toate atribuțiile pe care le am în calitate de premier. Fac un apel la calm, la responsabilitate, la un comportament civic, la respectarea legalității, a măsurilor stabilite de Consiliul Național pentru Situații Speciale de Urgență, măsuri stabilite de guvern, măsuri stabilite de Ministerul de Interne. Orice decizie și orice măsură care este luată nu are alt scop decât să vă ferească de riscul de contaminare cu acest virus sau să combată efectele negative care pot apărea în economie datorită acestei epidemii. Vă stau la dispoziție cu răspunsuri la întrebări. Ascultă întrebări. Bună seara, domnule prim-ministru. Cristian Cipre, sunt de la G4media.ro. O primă chestiune, dacă ne puteți aduce mai multe precizări referitor la starea de urgență, în afară de procedurile privind achizițiile sau întărirea capacității spitalelor și limitarea creșterilor prețurilor la medicamente, mai sunt aluate în vedere și alte măsuri, cum ar fi restricții de circulație, rechiziționări sau ce se mai prevede între măsurile care pot fi luate în acest caz de stare de urgență. Și o a doua chestiune ar fi, în România se fac extrem de puțin de puține teste, cam 275 la 24 de ore. Aveți în vedere o creștere a capacității de testare, pentru că este această capacitate de testare un nezărăzător și cu descoperirea de noi cazuri. Vă mulțumesc! La prima dumneavoastră întrebare legată de legată de starea de urgență, sigur că va exista o formă finală a decretului prezidențial care va cuprinde toate măsurile care se iau. Eu am prezentat câteva măsuri care în mod cert le vom lua. De asemenea, propunerile noastre sunt și legate de măsuri în domeniul economic, de susținerea companiilor care sunt afectate de această criză, de asemenea măsuri de susținere a angajaților de la aceste companii. Din câte știu, există și posibilitatea unor rechiziții, dacă vom avea nevoie de spații de carantină, se poate apela la astfel de rechiziții. De asemenea, există posibilitatea de a exista la un moment dat anumite restricții, dar din câte știu eu, ele nu sunt prevăzute în momentul de față. Sigur că forma finală a decretului va fi prezentată de președintele României. În ceea ce privește capacitatea de diagnosticare, obiectivul nostru de peste o săptămână este de a crește capacitatea de diagnosticare. Pentru a putea crește capacitatea de diagnosticare, este necesar să creștem numărul de aparate real-time PCR, aparatele pe care se realizează aceste teste, să creștem numărul de kituri, de teste, numărul de kituri pentru realizarea acestor teste și de asemenea să creștem numărul de persoane care au expertiza, care au competența să facă aceste analize. În acest sens, suntem în curs de achiziție atât de real-time PCR-uri, cât
cât și de kituri necesare pentru realizarea analizelor, de asemenea pentru instrumentele de recoltare a probelor care sunt supuse analizelor și de asemenea am luat măsuri de utilizare a unor astfel de aparate, de instrumente de analizare și din alte domenii decât din domeniile respective. Vă dau un exemplu, la ANSVSA există 23 de astfel de aparate, din care cel mai probabil o să putem folosi o parte dintre ele. De asemenea, așteptăm la începutul săptămânii viitoare achiziționarea a câtorva zeci, cel puțin 20 de aparate noi cu câte 1000 de kituri pentru analize în fiecare. Sigur că această capacitate de diagnosticare este foarte importantă pentru că ne permite să punem cât mai multe diagnostice. Pe de altă parte, există o limitare. Cea mai importantă limitare pe care o vom avea este cea legată de persoanele care au competența să facă aceste analize și aici o să încercăm să identificăm un număr cât mai mare de specialiști care pot să realizeze aceste teste. Mâine va fi pus în funcțiune un sistem de videoconferință care să ne permită să realizăm, să organizăm ședințele de guvern fără prezența fizică a miniștrilor care se află în izolare. Cel mai probabil, miercuri va avea loc ședința de guvern. Până miercuri pregătim primele măsuri care trebuie adoptate, pe de o parte, într-o mai bună acțiune pentru limitarea răspândirii infecției cu coronavirus, pe de altă parte, măsurile de care suntem siguri că sunt serioase și pot oferi un sprijin real domeniilor economice afectate, de asemenea, pentru care există cu certitudine o susținere financiară bugetară. Printre măsurile pe care le-am inclus în cadrul decretării situației de urgență, am introdus și posibilitatea rectificării bugetare înainte de termenul care era permis prin intermediul legislației anterioare. Cu siguranță vom avea nevoie de o rectificare bugetară și vom face această rectificare bugetară imediat ce vom avea o imagine clară asupra nevoilor reale crescute în domeniul sănătății publice, în domeniul asigurării ordinii publice, în domeniul finanțării spitalelor. O altă măsură, de exemplu, care este inclusă, că știu că există o întreagă temere la nivelul spitalelor. Se știe că a scăzut numărul de internări pentru alte cazuri și va scădea numărul de internări pentru alte cazuri și finanțarea spitalelor pe contractul cadru, care este încă în vigoare, este realizat în funcție de numărul de internări, numărul de cazuri tratate. Aici am solicitat ca includere a unei măsuri în cadrul măsurilor aferente situației de urgență și anume asigurarea unui buget către spitale la nivelul probabil al fie al lunii decembrie anului trecut, fie al lunii ianuarie anul în curs, fără să mai condiționăm de numărul de internări, de tratamente care sunt făcute pentru diferite categorii de cetățeni care au nevoie de servicii sanitare, pentru că este în mod clar că ne așteptăm la
o creștere a numărului de persoane care sunt diagnosticate pozitiv și care vor necesita tratament în spitale, asta va reduce practic posibilitățile de a interna pentru alte boli sau pentru alte categorii de tratamente și ca atare vrem să asigurăm finanțare suficientă pentru spitale. De asemenea, am gândit ca măsuri economice, măsura de plată a concediilor medicale, e o măsură de sprijin a angajatorilor de plată a concediilor medicale care nu au fost decontate încă de Casa Națională de Sănătate și aici, în mod clar, vom avea nevoie de o creștere a bugetului Casei Naționale de Sănătate pentru a face față unei cereri suplimentare de plată. De asemenea, va trebui, printre măsurile pe care le luăm, să asigurăm rambursarea cât mai rapidă a TVA-ului și aici va trebui să pregătim resursele financiare, de asemenea pentru o serie de alte măsuri. Deci, va fi și rectificare bugetară. În ceea ce privește cozile de la magazine, vă adresez un mesaj cât se poate de clar. Nu trebuie să vă aprovizionați peste necesitățile normale. Să vă schimbați ritmul de aprovizionare. Din punctul meu de vedere și pe baza analizelor pe care le-am făcut, nu există riscul de apariție a unei penurii, a unei lipse din anumite categorii de produse alimentare sau alte categorii de produse. Dacă cumpărați mai mult decât cumpărați de obicei, această cumpărare practic poate lipsi pe alții pe moment de produsele care sunt cumpărate în exces. Mențineți un ritm normal, firesc, de aprovizionare, pentru că nu există un risc real să apară penurie în furnizarea vreunui produs. Știți foarte bine că a existat o mare presiune să închidem granițele. Eu întotdeauna am dat un răspuns normal, legal. Nu putem închide granițele pentru că am încălcat dreptul cetățenilor români de a se întoarce acasă pe de o parte, pe de altă parte, pentru că suntem țara Uniunii Europene și că suntem obligați să respectăm Tratatul Uniunii Europene. Din cauza asta, măsurile pe care le-am luat au ținut cont de țara din care vin cetățenii români. În funcție de țara sau zona din care vin, odată cu venirea în țară, vor fi supuși acestei restricții, pentru că există un risc să fie purtători ai virusului. Asta n-am făcut-o pentru că nu îi respectăm și că nu le respectăm drepturile și libertățile. Am făcut-o ca să îi protejăm pe ceilalți cetățeni români de riscul infectării. Fie trebuie să intre în izolare la domiciliu, fie trebuie să intre în carantină, dacă vin din zone carantinate, cum e de exemplu Italia. Se știe, cine vine din Italia, trebuie să intre în carantină. Astea sunt regulile care au fost stabilite. Trebuie să stea în carantină sau în izolare după expirarea termenului de 14 zile, în cazul în care nu prezintă niciun simptom,
pot să se ducă la familiile lor. Aici aș vrea să fac ca să înțeleagă oamenii. Dacă ai cea mai mică suspiciune că ai putea fi contaminat cu virusul, este un act de responsabilitate să te izolezi, să eviți orice contact cu semenii tăi, cu alți cetățeni. Pentru că riști să transmiți acest virus. Așa v-aș da ca o imagine. A avea cea mai mică suspiciune că ai virusul și dacă te duci în comunitate, dai mâna, te apropii de oameni, stai aproape, transmiți prin strănut, tusă sau prin vorbă, transmiți virusul respectiv, e ca și cum aproape ai trage cu pistolul în ceilalți. Deci aici trebuie responsabilitate, trebuie o grijă deosebită. Astea sunt motivele. Inclusiv eu nu m-am izolat ca să mă feresc de alții. Eu m-am izolat pentru ca să nu existe nici cel mai mic risc ca să transmit virusul altcuiva în cazul în care aș fi purtător al virusului. Înțeleg că e o restrângere să stai în izolare, să nu poți să te deplasezi, dar este o restrângere necesară și este un act de responsabilitate și de conștiință față de semenii tăi să eviți riscul de a putea îmbolnăvi pe alții. Din cauza asta le transmit tuturor cetățenilor români că nu le vom restrânge dreptul de a veni în țară, dar există această obligație ca în funcție de țara sau zona în care vin și de nivelul restricției impuse, fie să intre în carantină, fie să intre în izolare o perioadă de 14 zile. În ceea ce privește transportul persoanelor din Italia, nu putem să transportăm în Italia, sunt peste 1 milion de români. Nu se poate organiza transport rutier, se știe foarte clar că există restricții, împotriva cărora sigur că ne luptăm, restricții care au fost introduse de alte state, se știe de Ungaria care a introdus restricții, se știe de Slovenia care a introdus restricții. Transportăm pe calea aerului doar cazuri, de exemplu, de turiști, cum a fost situația unor turiști care au fost surprinși de declararea stării din Italia și care efectiv nu aveau niciun mijloc de trai, se aflau și într-o situație dificilă. Numai cazuri speciale în care putem interveni pentru un număr mai restrâns. De asta apelez la toți cetățenii români care se află în Italia, poate și în Spania, că acum și în Spania este introdusă starea specială, să caute să, în cazul în care au lucrat în Italia, știu că au lucrat în industria hotelieră sau în alte ramuri în care firmele au trebuit să închidă, să apeleze la toate formele de sprijin pe care le oferă statul italian. Sigur că suntem într-o permanentă legătură cu ambasada, cu consulatele, cu, și la nivel diplomatic păstrăm legătura și încercăm să găsim soluții de susținere a românilor care se află în situații deosebite în Italia sau în alte țări, în funcție de evoluția evenimentelor. Primul lucru pe care îl mai spun odată este că nu s-a discutat niciodată problema închiderii Bucureștiului. Ăsta a fost un fake news grosolan care a fost lansat cu premeditare
am solicitat Ministerului de Interne să demareze o anchetă pentru a identifica care este sursa acestei dezinformări care a creat panică în București. În ceea ce privește aprovizionarea magazinelor, farmaciilor, supermarketurilor, discuțiile pe care le-am avut sunt în sensul în care aceste magazine au capacitatea de a se aproviziona cu mărfurile, cu produsele necesare. Sigur că există o penurie pe care m-am și referit la ea, de anumite produse de protecție, cum sunt măști, mănuși și alte categorii de echipamente de protecție, care trebuie să știți că este o penurie nu numai în România și că încercăm să găsim toate soluțiile pentru a găsi furnizori astfel încât să asigurăm aceste produse. Dar prioritatea noastră pentru aceste produse este să asigurăm livrarea lor către zona sanitară, către angajații direcțiilor de sănătate publică, către spitale, către medicii de familie, către medicii din policlinici, către angajații Ministerului de Interne care sunt implicați în toate operațiunile și către toate companiile, furnizori de utilități care au contacte și către alte categorii, urmând ca ce mai rămâne disponibil să putem să distribuim și către alte zone. În ceea ce privește metroul, niciodată până în acest moment nu am avut pe masă analiza unei decizii de închidere a metroului. Aici am luat măsura și am investit ITM-ul cu competența de aplicare a acestei măsuri de decalare a programului de începere pe diferite zone, astfel încât să se evite aglomerația la anumite ore. Adică într-o anumită zonă de birouri, de exemplu, sau într-un parc industrial, sau în zone relativ apropiate unde există foarte mulți angajați, unii să înceapă la ora 7, alții să înceapă la ora 8, alții să înceapă la ora 9, alții să înceapă la ora 10. Astfel încât să se diminueze fluxurile de oameni care folosesc transportul cu metrou la aceleași ore. De asemenea, Ministerul Transporturilor a dispus conducerii metroului să ia toate măsurile sanitare necesare în astfel de situații, să dezinfecteze toate spațiile comune ale metroului de la garniturile de tren și toate spațiile unde există posibilitatea de a atinge diferitele suprafețe de mulți cetățeni. Măsura de închidere a metroului este o măsură extremă care nu are nicio fundamentare astăzi și care poate provoca perturbații majore în ceea ce privește mobilitatea cetățenilor din București. În ceea ce privește transportul public din București, STB-ul este în subordinea primăriei capitalei și deciziile trebuie luate în funcție de necesitățile reale care există de transport. Pentru că, repet, nu trebuie acum să ne închidem toți în case. Nu trebuie să ne ferim acum și de deplasarea la locul de muncă. Activitatea economică trebuie să funcționeze, sigur, respectând toate recomandările de protejare a sănătății, trebuie să funcționeze cât mai normal posibil. Sigur că este de evitat utilizarea mijloacelor de transport aglomerate. Pot fi folosite metode de transport alternativ, de fie mașina personală, fie transportul cu bicicleta, fie alte mijloace de transport alternativ. Putem să mai mergem și pe jos dacă ne deplasăm pe distanțe scurte și de preferință este de evitat să te sui într-un mijloc de transport foarte, foarte aglomerat unde există
posibilitatea de a fi în contact apropiat cu o perioadă pe o durată mai mult de 10-15 minute. Dar, din punctul meu de vedere, acest serviciu de transport public trebuie asigurat, nu numai în București, trebuie asigurat în toate municipiile, de asemenea trebuie asigurat serviciul de transport și intrajudețean și interjudețean, transportul pe cale ferată, dar în niște condiții în care se respecte normele sanitare, să se respecte recomandările care sunt formulate. Măsura este în analiză. În momentul în care decidem ce măsuri luăm, le vom anunța public. Măsura este în analiză și vom lua o decizie cât de curând în această privință. Sigur că am avut discuții, deja există anunțuri de la nivelul Comisiei Europene că se vor relaxa, se va relaxa strictețea impunerii măsurii de respectare a deficitului bugetar. Asta va fi o măsură care va afecta toate țările europene, pentru că este necesară să ne aducem aminte că austeritatea nu a fost foarte bună la ultima criză și deja sunt anunțuri din partea Comisiei Europene că va exista o relaxare în ceea ce privește deficitul bugetar. În privința resurselor financiare de care va putea beneficia România de la nivel european, deja există câteva anunțuri legate de posibilitatea utilizării prefinanțărilor pe diferitele programe pe care le are România cu finanțare de la bugetul Uniunii Europene. Aici există o resursă financiară utilizabilă, estimată la aproximativ 600 de milioane de euro. De asemenea, există o anumită flexibilitate manifestată, fără a exista în momentul de față o decizie luată, dar din discuțiile care le-am avut la nivel european, există o anumită flexibilitate în ceea ce privește posibilitatea de utilizare a anumitor fonduri europene, de exemplu pe programul Capital Uman, sau finanțări de altă natură, care să poată fi utilizate pentru fie susținerea angajaților, fie pentru susținerea companiilor din domeniile afectate. Fie prin categorii de plăți care se fac către angajați, fie prin măsuri active care să fie acordate angajatorilor pentru menținerea forței de muncă. Deocamdată, noi suntem în analiza resurselor pe care le avem la dispoziție de la nivelul bugetului de stat și a diferitelor altor bugete, pentru că până nu se ia o decizie la nivel european privitor la resursele financiare de care vom putea beneficia, este greu să adoptăm niște măsuri fără să avem garanții ferme că
există decizii luate la nivel european. Dar am convingerea că va exista o flexibilitate din partea Comisiei Europene și că vor fi luate astfel de măsuri care să ne permită utilizarea de resurse de la nivel european pentru susținerea economiei românești. De asemenea, sunt convins că vom avea parte de resurse financiare de la nivelul Uniunii Europene și pentru efortul pe care îl ducem pentru lupta împotriva coronavirusului, pentru susținerea diferitelor cheltuieli pe care trebuie să le facem în domeniul sănătății și în alte domenii. Nu am avut până în prezent nicio discuție legată de un posibil împrumut de la FMI. Sigur că în cazul în care va apărea o astfel de posibilitate, o vom analiza. Vreau să dau asigurări că nu există în momentul de față nicio problemă cu finanțarea cheltuielilor publice ale României. Sigur că noi vom căuta toate mijloacele pentru a obține cât mai multe resurse care să ne permită finanțarea diferitelor măsuri. În privința împrumuturilor de la FMI, știm foarte bine că împrumuturile de la FMI de regulă au fost condiționate de niște ajustări în economie, de niște măsuri, să spun, mai mult de natură restrictivă, de restrângerea costurilor, ori noi suntem într-o situație în care statul trebuie să intervină pentru sprijinirea companiilor din domeniile cele mai afectate și a angajaților acestor companii. În ceea ce privește majorarea salariilor celor care sunt în prima linie, nu am discutat de majorarea salariilor, ci de o formă de a ține cont de riscul la care se expun și la efortul foarte mare pe care îl depun, o formă pe care o vom prezenta public când vom lua o decizie. Vă ascult? Aș prefera să nu mă hazardez în a face scenarii. Obiectivul nostru este acela de a limita cât mai mult posibil răspândirea virusului. Sigur că avem nevoie de participarea fiecărui cetățean în acest efort. Pentru că pe lângă toate eforturile pe care le depunem, pentru a limita intrările în țară, pentru a impune carantina, izolarea la domiciliu, pentru a efectua anchetele epidemiologice cât mai repede posibil ca să putem să luăm măsuri privitoare la persoanele cu care a intrat în contact o persoană diagnosticată pozitiv. Reducerea riscului de răspândire va depinde în următoarea perioadă în cea mai mare măsură de comportamentul responsabil al cetățenilor, de respectarea recomandărilor care sunt formulate pe toate canalele de comunicare posibile de specialiști, de cei care dețin informațiile cele mai serioase privitoare la răspândirea virusului. În ceea ce privește
posibilitatea apariției unui vaccin în momentul de față, deși facem o analiză și ne informăm de la nivelul globului, la nivel internațional, nu avem încă nicio informație credibilă privind descoperirea unui vaccin. Sigur că și noi aici în România încercăm să concentrăm toate eforturile celor care sunt implicați în cercetare în acest domeniu pentru a găsi soluții. De asemenea, avem o preocupare foarte mare în ceea ce privește capacitatea de diagnosticare rapidă, dacă putem găsi soluții de a putea face o diagnosticare rapidă, în time. Procedura de diagnosticare actuală prin intermediul real-time PCR, cum se numesc, este o procedură care durează destul de mult și care limitează, din cauza timpului necesar pentru analiza probelor prelevate, diminuează numărul de analize care pot fi făcute de un specialist și de un aparat. Din cauza asta există și la teleconferința pe care am avut-o cu mai mulți premieri, care a fost convocată de premierul Netanyahu, am discutat acest subiect și este o preocupare la nivel internațional, pentru că descoperirea unui astfel de sistem de testare rapidă sau chiar de autotestare, care se poate fi folosit și de cetățean, ar fi de mare utilitate în limitarea, în restrângerea răspândirii virusului, pentru că este clar că odată ce este diagnosticată, o persoană știe foarte clar ce are de făcut și cu cât este diagnosticată mai repede, cu atât posibilitatea de răspândire a virusului de persoana respectivă se diminuează. Vă ascult? Aici o întreagă sagă cu ce am pățit în procedurile de achiziție a diferitelor echipamente, materiale, substanțe, de la substanțe biocide până la măști, până la alte categorii de produse și de echipamente. Am avut mari probleme, pe de o parte, datorită unor măsuri care au fost luate de state, cum e Germania, de exemplu. Germania a interzis, a blocat exportul către alte țări. Sigur că și aici am găsit soluții prin intervenții diplomatice. Deocamdată avem o decizie prin care s-a permis realizarea contractului pe care îl avem cu o firmă germană, mare producător, pe 500.000 de măști. De asemenea, avem probleme și cu alte țări. Sunt 1.000.000 de măști care trebuie să intre în țară, care sunt contractate printr-un partener și care au fost blocate într-o altă țară, în Turcia, de exemplu. Sunt tot felul de situații care apar. De asemenea, sigur, avem probleme și cu asigurarea culoarelor de transport la nivel european, care să asigure transportul de marfă. Dar rezolvăm orice situație apare. Sigur că avem o problemă cu un contract în care erau prevăzute 200 de ventilatoare. De asemenea, și acolo intervenim astfel încât să deblocăm contractul și să putem să realizăm achiziția respectivă. Aici n-am implicat doar ONAC în procedura de achiziție, am apelat la
orice partener posibil care are capacitatea de a realiza contracte pentru a putea să obținem aceste materiale, substanțe, echipamente fundamentale în lupta contra coronavirus. În ceea ce privește rețelele de comunicare, am propus o măsură pentru a putea evita răspândirea de fake news-uri, de informații false. Acum, pe analizele pe care le-am făcut în ultimele două săptămâni, e o producție și o distribuție de fake news-uri îngrijorătoare. Și există o măsură propusă, astfel încât să se poată, din punct de vedere tehnic, să poate să fie scoase postări care sunt, în mod evident, fake news-uri. În ceea ce privește înăsprirea pedepselor, discutăm această posibilitate. Ceea ce ne interesează este să întărim mecanismul de verificare a respectării a deciziilor de izolare la domiciliu și a respectării condițiilor de carantină, în care să implicăm pe lângă structurile care există la nivelul Ministerului de Interne, orice instituție care are capacitatea de a verifica respectarea izolării la domiciliu sau a carantinei. Repet, discutăm de posibilitatea întăririi pedepselor, dar ne interesează întărirea capacității instituționale de a asigura verificarea și, în cazul încălcării, sancționarea a nerespectării izolării la domiciliu. N-am răspuns la o întrebare anterioară privitoare la amânarea ratelor. Suntem în dialog cu mediul financiar bancar, suntem în dialog cu Banca Națională a României, Banca Națională a României și Asociația Băncilor, fac parte din grupul de lucru și suntem în discuții pentru a genera măsuri din partea sectorului financiar bancar în sprijinul mediului de afaceri, în sprijinul companiilor, în special din acele domenii care sunt grav afectate de coronavirus. Restaurante, baruri și alte categorii de localuri sunt în analiză astfel de măsuri. Dacă ați urmărit, noi am avut o gradualitate în ceea ce privește impunerea de măsuri. Dacă în prima fază am interzis manifestările de peste 1000 de persoane, ulterior am coborât la manifestările interzicerea manifestărilor de peste 100 de persoane. În general am avut o gradualitate în impunerea unor măsuri în funcție de existența riscurilor de contaminare. În momentul în care va fi necesar, putem să luăm și astfel de decizii, dar deocamdată, din câte știu eu, sunt în curs de analiză astfel de decizii. Vă ascult? Bună seara, domnule premier, Maria Dorea de la Antena 3. În primul rând, o clarificare în ceea ce privește creșterea prețurilor la medicamente. Încă din data de 27 februarie anunțați că luați în calcul o posibilă plafonare a prețurilor atât la medicamente cât și la produsele pentru echipamentele medicale. Suntem în data de
Suntem în jurul lunii martie, 17 zile au trecut. De ce nu ați luat o asemenea măsură până acum? Aveați posibilitatea legală să o faceți prin hotărâre de guvern, chiar și ca premier interimar? Și dacă mai permiteți o singură întrebare, suntem țara IT-știilor. Dumneavoastră spuneați că n-ar trebui să mai oferim sprijin IT-știilor. Iată că am putea să apelăm la ei și să ne facă o aplicație IT, astfel încât simptomele și oamenii care au simptomatologie legate de coronavirus să transmită direct prin intermediul asemenea aplicații informații autorităților, astfel încât să nu fie expuși medicii. De ce nu apelăm la IT-știi români? Vă mulțumesc! Când va fi necesar să plafonăm prețurile la produse, la medicamente, la echipamente, o vom face. Din analiza evoluției prețurilor, nu a existat o creștere care să indice tendința speculativă. E adevărat că în ultimele 2-3 zile există o tendință de creștere. Dacă va fi necesar, o vom face. Privitor la sectorul IT, sigur că noi avem constituit o agenție pentru digitalizare cu care am discutat generalizarea semnăturii electronice și instituirea posibilității de a soluționa orice cerere care poate fi adresată online către instituțiile publice în acest fel, astfel încât să evităm la maximum necesitatea deplasării cetățenilor la instituții pentru diferite proceduri. Sigur că am gândit și o serie de măsuri de amânare a unor proceduri care creează această necesitate de deplasare a cetățenilor. Domnul ministru Câțu a anunțat faptul că vom prelungi termenul de plată a taxelor și impozitelor locale și implicit bonificațiile care se acordă pentru plata până la termenul respectiv. Există și o serie de alte măsuri și proceduri care le vom proroga ca și termen, astfel încât să reducem cât mai mult nevoia unui contact direct între cetățeni și instituții. Ceea ce privește capacitatea spitalelor de a primi și a trata persoane care sunt diagnosticate pozitiv, aici noi am gândit un plan în 3 etape de tratare a pacienților în spitale. Sunt mai multe categorii de spitale pe care le pregătim progresiv pentru a putea primi pacienți. Există o capacitate de tratare care a fost stabilită. De asemenea, există măsuri de reducere a numărului de alte tipuri de cazuri care sunt tratate astfel încât să se disponibilizeze gradual numărul de paturi în spitalele în care vor fi tratați pacienții, pe măsură ce crește necesitatea
de tratament, cresc numărul de pacienți care trebuie tratați. De asemenea, gradual va crește numărul de spitale care vor prelua pacienți. Sigur că dacă evoluția răspândirii va fi de asemenea natură, anunțând că de pe acum că vom aplica măsura care este folosită și în alte țări, și anume cazurile care nu sunt grave, cazurile care prezintă simptome care nu necesită tratament în spital, vor fi tratate la domiciliu. Cazurile care prezintă simptome care necesită internare vor fi tratate în alte secții decât în secția de terapie intensivă, urmând ca în secțiile de terapie intensivă, unde există și aparatele necesare, să fie tratate doar cazurile cele mai grave. Dar asta se va lua o astfel de măsură în funcție de evoluția răspândirii virusului, în funcție de numărul de persoane care vor fi diagnosticate pozitiv. M-ați întrebat legat de solicitări ale companiilor. Și dacă se va lua o măsură de natură fiscală, această măsură se va lua în sensul acordării unui fel de credit fiscal. Să fie scutiți o perioadă, 3 luni, 4 luni, cât va fi necesar de la plata anumitor categorii de taxe, urmând să nu sufere dobânzi și penalități pentru sumele respective, urmând să le fie reșalonată pe o perioadă după ce va trece criza plata acestor sume care sunt datorate către buget. În ceea ce privește... Perioada va fi cea care este reglementată prin Constituție, prin lege. Perioada de 30 de zile. Prelungirea perioadei se va face în funcție de evoluție. În ceea ce privește izolarea persoanelor vârstnice, nu văd de ce va trebui un sistem de izolare separat pentru persoanele vârstnice. Sigur că luăm măsurile pentru a reduce posibilitatea de infectare a persoanelor în vârstă care sunt mai vulnerabile. Am discutat chiar personal astăzi cu directorul poștei, cu ministrul muncii, privitor la respectarea condițiilor de protejare de către cei care mânează pensiile de factorii poștali. De asemenea, îi sfătuiesc pe copii, pe nepoți, știu că își iubesc părinții și bunicii, dar cea mai bună formă de manifestare a dragostei este pe perioada cât este această epidemie să evite contactele directe, cu atât mai mult dacă ar exista cea mai mică suspiciune că ar putea fi contaminați cu coronavirus. Protejarea părinților și bunicilor noștri este foarte importantă pentru că vulnerabilitatea, se știe, este mai mare pentru persoanele în vârstă sau pentru persoanele care au și alte boli.
despre posibilitatea de a prelungi perioada stării de urgență nu putem discuta decât după 25-26 de zile, când vom vedea cum vor evolua lucrurile. Mi s-a mai pus o întrebare legată de măsurile de susținere a companiilor din domeniile cele mai afectate. O să răspund la fel. Avem în analiză mai multe măsuri. O să luăm măsuri graduale pe măsură ce avem certitudini legate de eficiența acestor măsuri. Și vom anunța măsurile în momentul în care suntem pregătiți să le luăm. Avem deja informații care ne-au fost transmise din domeniu. Lucrăm sigur și la date statistice care să fundamenteze diferitele decizii. Am evaluat mai multe măsuri. Și cu siguranță, în cursul săptămânii viitoare, vom adopta un prim set de măsuri care, repet, le considerăm bine fundamentate, necesare și care se poate să rezolve problemele cu care se confruntă. Este clar că industria hotelieră este afectată grav. Aici se înregistrează scăderi dramatice și, cu siguranță, vom lua măsuri de susținere a sectorului Horeca, cum se spune, hoteluri, restaurante, cafenele. Da, cu siguranță vom lua măsuri severe contra celor care nu respectă regulile, măsurile, deciziile care sunt cuprinse în reglementările legale și în deciziile care au fost luate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență și care vor fi luate în cadrul stării de urgență. După cum bine știți, s-au dat sute de amenzi, de asemenea, s-au constituit dosare penale, a început cercetarea penală în cel puțin 40 de situații și pe măsură ce apar astfel de situații, pe care sigur noi nu ne dorim să facem cerere, să facem dosare penale, dar vom solicita declanșarea
cercetărilor penale pentru orice situație de nerespectare a acestor măsuri. În ceea ce privește cooperarea europeană, este adevărat că au fost luate măsuri de unele state care au arătat că sunt preocupate de o soluționare individuală și mai puțin de o cooperare la nivel european. Aici sunt câteva lucruri importante. În primul rând, este important ca la nivelul Comisiei Europene, la nivelul Consiliului European, să se decidă un plan de măsuri de susținere a țărilor, a economiilor, țărilor, a economiei europene de ansamblu. În al doilea rând, va fi necesar să se ia decizii care să asigure buna funcționare a transportului la nivel european. Cum am enunțat solicitarea care au formulat-o reprezentanții noștri, domnul Lucian Bode, ministrul transporturilor, ministrul de externe Bogdan Aurescu, și anume aceea de realizarea unor cordoane de transport, cordoane care să se asigure condițiile legate de sănătatea publică și care să permită desfășurarea transportului de marfă în condiții normale. Nu în ultimul rând, există un sistem de achiziții de astfel de produse necesare într-o epidemie, într-o criză, la nivel european. Noi am solicitat acestei comisii ca, pe măsură ce reușesc achiziționarea de produse necesare, cum am pomenit, măști, substanțe dezinfectante, combinezoane, izolete, ventilatoare și toate categoriile de produse necesare, să ne fie repartizate și nouă din cantitățile care sunt achiziționate la nivel european pentru a putea asigura continuitatea în aprovizionare către toate zonele în care sunt necesare. Stimate doamnă, a doua întrebare nu este întemeiată pentru că noi am emis pe data de 4 februarie ordonanță de urgență care ne-a permis prin intermediul Oficiului Național de Achiziții Centralizate să demarăm procedurile simplificate de achiziție. Și faptul că au fost făcute achiziții în aceste domenii se datorează tocmai spiritului nostru de previziune și faptului că am adoptat acea ordonanță de urgență. Faptul că n-am reușit să achiziționăm integral cantitățile necesare se datorează unei conjuncturi care a fost într-o permanentă înrăutățire datorită din cauza apariției unor interdicții în foarte multe state și din cauza creșterii spectaculoase a cererii pe piață pentru aceste produse. Noi am emis ordonanța de urgență și am derulat procedurile pentru achiziții. Apropo de ateliere, fabricuțe, orice producător român care are capacitatea să producă materiale, substanțe, echipamente care să respecte, evident, standardele, că aici e vorba de niște specificații tehnice care trebuie respectate,
Repet, orice producător român care are această capacitate va beneficia de comenzi ferme din partea statului pentru astfel de produse. Sigur, trebuie respectate specificațiile tehnice și trebuie o garanție a faptului că există capacitatea de a produce cantitățile care sunt contractate în termenele prevăzute în contract. Eu mă aflu în izolare pentru că în cadrul anchetei epidemiologice am fost considerat contact, persoană cu care a intrat în contact și care este expus riscului de contaminare. Victor Costache și ceilalți miniștri care au fost prezenți fizic la audiere, Monica Anisie, Bogdan Aurescu, nu au fost în cadrul anchetei epidemiologice considerați ca persoane cu care a intrat în contact. Victor Costache nu a participat la reuniunea Biroului Politic Național la care a fost prezent Victor Costache și nu a avut nicio întâlnire și nicio legătură cu senatorul Chițac. Ca atare, nu avea nicio obligație să fie izolat și asta a fost practic un joc politic pe care nu vreau să îl iau în calcul în momentul de față. Ceea ce privește nedeplasarea domnului Chițac în izoletă, cu siguranță trebuie cercetate împrejurările în care nu a folosit izoleta și dacă se va considera că a încălcat reglementările, legea se aplică oricărei persoane. Nimeni nu este mai presus de lege. Sigur, trebuie o cercetare care să fie efectuată în acest caz, care au fost motivele, condițiile și să se ia măsurile care se impun. În privința plății pensiilor au existat mai multe discuții. Încă nu am luat o decizie. Au fost propuneri să se plătească anticipat pe 2 luni. Au fost diferite propuneri. Ce pot să garantez este că vom asigura pensiile la timp, în conformitate cu graficul de plată și că, într-adevăr, în ceea ce privește pensiile care sunt plătite prin intermediul băncilor și nu prin intermediul poștei, vom încerca să fie plătite mai repede, adică nu la termenul de 14-15 ale lunii, dar aici, sigur, va trebui să avem discuții cu băncile prin intermediul cărora se face plata prin virament bancar. Amânarea alegerilor. Știți că față de data inițială pe care o consideram potrivită, data de 14 iunie, la consultarea cu partidele politice parlamentare pe care am avut-o, am convenit de principiu asupra datei de 28 iunie, urmând să vedem care sunt evoluțiile
și să luăm o altă decizie, sigur, tot cu consultarea partidelor parlamentare, dacă amânăm sau nu aceste alegeri. Deocamdată este prematur să avem discuții, pentru că este greu de anticipat care va fi evoluția răspândirii, este greu de anticipat dacă este un virus sezonier, când va fi atins un vârf, când se va manifesta o descreștere în ceea ce privește răspândirea virusului. În funcție de evoluții vom lua deciziile potrivite. În ceea ce privește măști, costume de protecție, mănuși și toate celelalte echipamente, suntem în procedură de achiziție avansată și am planificat o achiziție pe termen mai lung în funcție de evoluția necesarului. Căutăm toate soluțiile pe care le avem la dispoziție, apelăm la orice furnizor posibil pentru obținerea acestor produse. Și imediat ce vor intra în stocuri, ele vor fi repartizate cu celeritate, repet, către sectorul de sănătate, către spitale, către direcțiile de sănătate publică, către toate structurile Ministerului de Interne și către alte instituții care sunt unde este necesară asigurarea protecției. Distribuția va fi imediată din momentul în care vom intra în posesia acestor cantități și se va face în funcție de un necesar care va fi stabilit de fiecare unitate care are nevoie de aceste echipamente. În ceea ce privește numirea unui prefect al Capitalei, cât de curând vom numi un prefect al Capitalei. Sigur că în perioada asta a existat un subprefect care a exercitat toate atribuțiile prefectului și nu a creat probleme în ceea ce privește funcționarea instituției prefectului, dar vom numi un prefect în maxim 2 săptămâni. În ceea ce privește testarea a fost făcută la miniștri și la parlamentari care au participat la Biroul Politic Național, la care a participat senatorul Chițac. În ceea ce privește testarea celorlalți parlamentari, este o decizie care a fost luată la nivelul conducerii Parlamentului, și este o decizie necesară pentru că este vorba de funcționarea unei instituții fundamentale a statului român, cu atât mai mult cu cât au fost cazuri de parlamentari, și un senator și un deputat, diagnosticați pozitiv. Este o măsură necesară și care trebuia aplicată. Asta, sigur că nu trebuie să afecteze în niciun fel derularea testării persoanelor care au nevoie de această testare, dar aici aș mai face o precizare.
nu toți cei 2700 de cetățeni români care se află în carantină trebuie testați. Trebuie testați doar aceia care încep să aibă simptome evidente de infectare cu coronavirus. Aceea situație se găsește și în situația celor care se află în izolare la domiciliu. De asemenea, în ceea ce privește testarea persoanelor care sunt considerate persoane de contact în cadrul anchetelor epidemiologice, testarea se face în aceleași condiții. Ele sunt izolate la domiciliu, urmând a fi testate, doar în cazul în care prezintă simptome evidente de infectare cu coronavirus. Vom crește capacitatea de diagnosticare, astfel încât să putem asigura diagnosticarea oricărei persoane pentru care este necesar să se pună un diagnostic. În privința licențelor Vodafone și Orange, a existat un proiect de hotărâre de guvern inițiat de ANCOM, care prevedea proiectul. El nu a fost adoptat de guvern, pentru că nu am acceptat eu adoptarea lui. Prevedea prelungirea licențelor pentru toți cei patru operatori pe o perioadă de 10 ani, inclusiv pentru cei doi operatori pentru care nu expiră licențele. Vom aborda acest subiect în următoarea ședință de guvern, astfel încât să prelungim aceste licențe care expiră pe data de 31 martie pentru Vodafone și Orange, în condiții, evident, care să fie avantajoase și pentru statul român, și pentru utilizatorii acestor rețele și pentru companii. Deci limitarea accesului la justiție nu este permisă. Aici am discutat cu Ministrul Justiției. Există propuneri de a include în planul de măsuri aferente decretului de instituire a stării de urgență. Nu le cunosc în detaliu, dar ele există în propunere, urmând să vedem cu exactitate ce măsuri vor fi adoptate. Prezentarea acestui scenariu ca și cum într-o perioadă de, știu eu, scurtă de timp, pe termen scurt sau mediu, ar exista un asemenea risc de infectare, este o prezentare care nu e total conformă cu realitatea. În declarații și în prognoze care au fost făcute fie de lideri politici, fie de epidemiologi, se vorbește despre acest risc de infectare între procente între 40 și 70%, dar această infectare urmând să se producă pe o perioadă mai lungă, de 2 ani de zile. Deocamdată nu există o previziune care să se întemeieze pe argumente foarte solide privitoare la evoluția răspândirii COVID-19.
Sigur că noi analizăm scenariile posibile și încercăm să fim pregătiți pentru orice situație care poate apărea. Din cauza asta urmărim pe mai multe planuri diferite posibilități de reacție în funcție de diferitele situații care apar. Tocmai din acest motiv am anunțat încă de pe acum că la un anumit moment nu vom putea trata toți pacienții în spitale și că va exista decizia ca pacienții cu formă ușoară să fie tratați la domiciliu. Tocmai din acest motiv urmărim creșterea capacității de tratare în spitale, chiar și prin reducerea numărului de tratamente pentru alte afecțiuni în spitale, prin pregătirea unor secții speciale în care să se poată trata pacienții de coronavirus, prin demersul de mărire a numărului de aparate necesare în secțiile de terapie intensivă. Noi încercăm să ne pregătim, sigur, o pregătire graduală, dar care să se bazeze pe previziuni care să aibă un fundament solid. În ceea ce privește măsurile de ordine publică, nu pot să vă dau răspunsul acum. Toate măsurile vor fi cuprinse în decretul care va fi emis de președintele României, care sunt convins că va avea în vedere cele mai pertinente propuneri care sunt formulate. Cu siguranță nu vor fi tancuri pe străzi, așa cum am văzut la diferite posturi de televiziune. Cu siguranță nu o să vedem armata pe străzi. Cu siguranță nu o să-i ținem pe oameni izolați la domiciliu 21 de zile, cum am văzut în alte fake news-uri. Deci nu se vor lua măsuri foarte vizibile de ordine publică, decât că se va întări capacitatea de implementare a deciziilor, a măsurilor care sunt luate fie de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, fie de Ministrul de Interne, fie de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, fie alte măsuri care sunt adoptate prin ordonanțe de urgență sau prin hotărâri de guvern. Aici nu există un risc de a fi folosită situația de urgență pentru a limita drepturi fundamentale. Vom fi extrem de precauți în orice limitare a unor astfel de drepturi. De asemenea, am auzit o mulțime de zvonuri că vrem să închidem televiziuni, că vrem să afectăm libertatea de informare, libertatea de exprimare și acestea sunt zvonuri. Sigur că aici am văzut că
va exista o reglementare a Consiliului Național al Audiovizualului în această privință. Sigur că și aici o să încercăm să asigurăm o comunicare de informații care sunt adevărate. O să solicităm mass mediei, site-urilor de știri, posturilor de radio, televiziunilor să transmită informații care sunt confirmate de autorități, să transmită toate informațiile care sunt comunicate de autorități, de instituții și să evite transmiterea de informații neadevărate, transmiterea de informații care pot să genereze teamă, neliniște, panică. Cred că în momentul în care ne găsim, pentru orice canal media, fundamental este să transmită informații corecte, să informeze corect cetățenii. Bătălia pentru rating nu trebuie să afecteze acuratețea informațiilor transmise. Verificarea informațiilor trebuie să fie chiar mai riguroasă decât verificarea informațiilor, să spun, politice sau de altă natură. Orice informație care este legată de situația de urgență, legată de evoluția epidemiei, legată de măsuri, acțiuni ale autorităților, trebuie să fie informații corecte, informații verificate, informații care, într-adevăr, să asigure corecta informare a cetățenilor. Ultima întrebare, vă rog. Bună seara! Bună seara, Sebastian, am dat cu Mațialul Adevărul. Domnule prim-ministru, am două întrebări pentru dumneavoastră. Prima, testul dumneavoastră de coronavirus a ieșit negativ, deci din punct de vedere medical putem să spunem că vă simțiți bine. Dar cum vă simțiți din punct de vedere politic după ce ați fost investit premier cu voturile PSD, în condițiile în care doar 37% dintre parlamentarii PNL au fost în plen în Parlament? Și a doua întrebare, când estimați că va fi vârful crizei de coronavirus în România? Mulțumesc! Mă bucur că ați pus această întrebare. Parlamentarii Partidului Național Liberal nu au fost prezenți decât în număr de 44, tocmai pentru că ceilalți parlamentari nu au venit la Parlament, izolându-se, autoizolându-se, pentru a nu transmite virusul, în caz că sunt infectați cu acest virus. Salut și apreciez decizia Parlamentului, decizia parlamentarilor din fiecare partid care au decis să investească guvernul. Este o decizie responsabilă, o decizie care arată că Parlamentul a înțeles momentul în care ne găsim și că a considerat prioritară investirea guvernului. Din punctul meu de vedere, cred că războaiele politice, încercarea de a câștiga capital politic ieftin din exploatarea acestui subiect, care este epidemia de coronavirus, trebuie să înceteze. Cred că toate forțele politice trebuie să colaboreze pentru a găsi cele mai potrivite răspunsuri și pentru adoptarea celor mai bune măsuri pentru a limita efectele răspândirii coronavirusului, pentru a apăra viața și sănătatea cetățenilor români și pentru a reduce la maxim impactul economic negativ al acestei pandemii. În ce mă privește, voi colabora cu toate formațiunile politice, voi colabora cu Parlamentul ca instituție și voi încerca să fiu la înălțimea încrederii care mi-a fost acordate, și anume încrederea de a conduce un guvern într-o situație extrem de dificilă pentru România. Vă mulțumesc! Bună seara!